Uite-te la mine. Uite-te la mine. Oricând voi suferi,
pe pământ, așa cum fratele Nașe cheia. Și în veșnicii voi fi cu Domnul Sfânt, voi fi prea fericit, al meu Iisus iubit, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Ne ridică o picioare. Suntem în locul acesta, Tatăl nostru care ești în ceruri, în loc nedorit de noi, dar am venit în locul acesta, Doamne, să dăm cinste celui care a fost printre noi, fratele Nașu Tărău. Am venit în locul acesta să mângâiem familiile care sunt îndurărate și care au pierdut pe tata lor, pe bunicul lor, pe cel drag, care multe ori și toată viața lui i-a îngrijit, i-a sprijinit, i-a sfătuit. Doamne, îți mulțumim pentru fratele Nașu. Îți mulțumim pentru slujirea lui. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, că ai fost cu el toată viața și l-ai păstrat în credință. Îți mulțumim că și ești acela care ne porți și pe noi, cu carul tău de biruință, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, Tată din Cerul, că în această dupămasă poporul Tău a venit în locul acesta să se închine înaintea Ta și Te rugăm, prin cuvântul Tău, adu mângâiere fiecăruia dintre noi. Lasă puterea Duhului Tău ce sfânt să ne călăuzească în tot adevărul, să fie cu noi și să ne îmbărbăteze în toate lucrurile. Noi dorim, Doamne, să slujim Ție de laudă și de închinare și de mângâiere celor care sunt îndurerați. Rămâi cu noi și rămâne îndurerea Ta peste noi și cuvântul Tău să aibă putere, Doamne, de transformare în viețile noastre. Îți mulțumim pentru toate ce vei lucra și vei face ca numele Tău să fie glorificat. Amin. Să ascultăm un cuvânt al lui Dumnezeu din Psalmul 90, vom citi de la versetul 3 la 10, unde Duhul Domnului l-a inspirat pe Moise să spună următoarele cuvinte. Tu întorci pe oameni în țărână și zici, întoarceți-vă fii oameni. Căci înaintea ta, 1000 de ani, sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca o strajă din noapte. Îi mături ca un vis. Dimineața sunt ca iarba care încolțește iarăși, înflorește dimineața și crește, iar sarea este tăiată și se usucă. Noi suntem mistuiți de mânia ta și îngroziți de urgia ta.
Pui înaintea ta nelegiuirile noastre și scoți la lumina feței tale păcatele noastre cele ascunse. Toate zilele noastre pierde orgia ta, vedem cum se duc anii ca un subiect. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari, la 80 de ani, ca și pentru fratele naș. Și lucru cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât frudă și durere, căștile iute și noi zburăm. Dar cine ia seama la tăria mâniei tale și la orgia ta, așa cum se cuvine să se teamă de tine? Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Amin. Vă rog să ocupați locul. Iubite familie întoriată, familia lărgită de rău, iubiți frași și surori, toți aceia care am decis să ne luăm timp și să împlinim cuvântul Domnului care spune că împrejurări de felul acesta este mai bine în casa de jale decât într-un loc de fericire, de petrecere. Pentru că aici ne înțelepțim din cuvântul Domnului cu privire la mersul vieții. În numele familiei tărăul lărgite vă mulțumesc pentru că ați venit aici, în acest loc, unde are loc desfășurarea serviciului de înmormântare, serviciului funebru. Vrem să lăudăm pe Domnul pentru biruința unui sfânt al lui, care a fost fratele nașul tărău, păstor și lucrător al lui Dumnezeu. Și vrem să ne închinăm împreună Domnului știind că timpul nostru al fiecăruia vine la vremea hotărâtă de Dumnezeu. Haideți pentru început să ne închinăm împreună cu fanfară, apoi după fanfară, sora Monica Papană va înălța o cântare către Domnul, un solo. Urmează Sorin Mateuț cu un mesaj, el este nepotul fratelui meu Șupereu și după Sorin, necrologul. Viața pe scurt a celui care a fost fratele nașul tărău, Darius Voice, va prezenta necrologul acesta. Haideți să ne deschidem inima înaintea Domnului, să învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu, să învățăm din experiența oamenilor lui Dumnezeu și în același timp să împlinim cuvântul care spune să cinstiți cu mai mare voște care poveste mântuirea. Fratele nașul tărău, a fost unul din aceia mai mare noștri pentru noi, pentru generația aceasta. Pentru că el, în comunitatea română, a fost cel care a vestit cuvântul Domnului și a slujit pe Dumnezeu, învățându-ne și pe noi să trăim în smerenie, o viață de rugăciune, de dependență de Domnul, de bunătatea Lui, de credincioșia Lui. Ne închinăm Domnului în felul în care am anunțat închinarea noastră.
Hi, everybody. Just wanted to welcome everybody. I have a short word today. Thank you for everybody that was able to make it today, and also yesterday, a lot of you that were there. And I'm just happy that everybody is here and they're healthy. We're here to say farewell to Bruno, to, as I refer to him, my grandpa. And I just had a word to encourage everybody, and what God put on my heart was unity. My word's about unity. My life growing up, I just remember my grandpa Bruno always bringing everybody together, and he was always there. If you look at those pictures, every one of those family reunions, gatherings, he was always there. Some of us weren't, you know, but he always made an effort to always bring everybody together. And just, that was his heart, to just unify everybody. And even yesterday at the Privet, everybody that was there, it was awesome. I saw a lot of people I haven't seen since I was younger, and I remembered a lot of faces. I don't know the names. When we came to America, we came and we were a part of Fatima Gokes Church in Manuel. And so a couple of years, we lived down here. And so it was awesome to see a lot of people that I haven't seen in a long time. And just wanted to say welcome to the family and friends and brothers and sisters in Christ. I'd like everybody to open up your Bibles, whether you have a hard copy or an electronic one like mine. Because I want you guys to mark these verses. Yesterday during the service, I felt the Holy Spirit telling me that if Bruno had something to say to us individually, this is what he would say. And so I'm just quoting God's word, and this is what I feel our grandpa would say to each one of us. We're going to be opening to Ephesians chapter 4, and it's going to be verse 1 through 6. So I'll give you guys a little bit moment to look that up. If you have your phones, just go to your Bible app, and I want you guys to mark these words because I feel they're really important, and it's the Word of God, so I couldn't put it in better words myself. So Ephesians 4, verse 1 through 6, the title is Walk in Unity. I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you were called, with all lowliness and gentleness, with long-suffering, bearing with one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you are called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God, and Father of all, who is above all, and through all, and in you all. I encourage you to read over these words because I really feel strong that Bruno, our grandpa, his calling that he walked in. I read in the Bible about the fivefold ministry where it talks about different offices. And at times in his life, I've seen him in each one of those offices. He walked in it and to the fullness, and he set the bar really high. I myself was encouraged to go into ministry also because of him. And he set the bar really high, so I have a high mark to go after. And I just encourage you guys to read over these words because I feel he's speaking to each one of you that you do have a calling. You may not feel it or realize the calling that you have, but the people that where God's put you at your work, at your school, wherever you're at, your neighbor, God's put you there for a reason, and in this place and in this time. And the reason is to tell them about Jesus. And that was Bruno's heart. And I remember hearing stories of him going in the snow with the motorcycle just to go baptize, you know, even one person, or wash their feet and take them communion.
I remember grandma in Sacramento, I'd go over and visit them before church, or I'd pick him up and go to church, and grandma would be making the bread, the unleavened bread for the China. And, you know, just that unity that he even had with his wife. It was just, to me, it was just so awesome, you know. And so I always saw unity. He brought unity. And yesterday I saw, and today, how he's bringing us all together. Even though he's not here, because he's at the right hand of God right now, with Jesus. But he's brought us all together. You know, his last thing that he did for all of us is bring us all together in one place. And even though it's a short while that we're together, he's still doing it. And his calling was to bring people together with Jesus. And that's the point that I want to make today, that he's bringing you to Jesus. And he's brought you here today to be with your family, to be with your friends, to be with others that are around you. And it's really funny, because if you look up there, even that verse that is up there, I was looking at it, and it was just fitting to what Bunu's heart was. And it's in John 13:34 is what the verse is that's written up there. And it says, "A new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another." So unity has been his life. That's what I saw, and that's my heart, and that's what he's encouraged me to do, is to bring people together and just do the best I can to love people. And I'm still learning. So if I'm not doing a good job, let me know. But my heart is to do what he did, and he loved everybody. Sometimes he was tough, but he needed to be, because otherwise we wouldn't have gotten the point. Bruno was a good guy, strong guy. Last time I saw him, he was laughing and happy. He was laughing, that's just how he was. And even though he wanted to go home, he missed his wife, he wanted to go and see Jesus, but he was happy. He knew he's going in a better place. And so if you're not happy, I encourage you to sit down and have a talk with Jesus and figure out where you're going, if you don't have that figured out yet. So God bless everybody, and thank you for the time. Celui care a fost soț, tată, bunic și străbunic, păstorul Ioan Tărău. S-a născut în primăvara anului 1930, în 15 aprilie, în localitatea Hodiș, lângă Cuedin, județul Cluj, România. A fost cel mai mic dintre cei 5 copii ai familiei. Tatăl său a decedat înainte de a se naște el, și a fost crescut de mama, care a trecut din viață când el avea doar 18 ani. A rămas singur, doar cu rudenile, iar după un an s-a căsătorit cu Irina Laze, cu care a conviețuit timp de 57 de ani, trăind o viață împlinită. Domnul le-a dăruit 8 copii, din care 7 sunt în viața asta. În timp ce s-a desfăcea stajul militar, soția sa, Irina, s-a întors la Domnul. După venirea acasă, cam după un an de împotrivire față de credința soției, Domnul l-a cercetat și i-a făcut o chemare minunată, vorbindu-i prin vastele sale de lucru cu că el l-a ales ca să-l pună în lucrare. Așa că, la vârsta de 25 de ani, în anul 1955, a fost ordinat în lucrare. La început, a fost lucrător în localitatea Hodiș, iar apoi a lucrat în mai multe biserici din județul Cluj. În anul 1963, a început să lucreze în orașul Cluj-Napoca,
stabilindu-se cu familia acolo până în anul 1987, când a emigrat în Statele Unite. A fost dedicat în lucrul Domnului și neobosit. De multe ori, îndurând frigul, ploaia, zăpada, mersul pe jos, de asemenea și împotrivirile regimului comunist care i-au creat nenumărate necazuri. După sosirea în Statele Unite, a continuat să slujească în slujba de păstor în Seattle, iar în Los Angeles și Sacramento a fost un ajutor de nădejde pentru păstorii principali în lucrarea Domnului. În anul 2004 s-a îmbolnăvit și s-a stabilit la Los Angeles, la fiul Ilie și soția Susie, unde a rămas până la plecarea în veșnicie, la vârsta de 86 de ani, în data de 16 decembrie 2016, ora 5:30 după masa. Astăzi se desparte de cei 7 copii, cu cei 27 de nepoți și 16 strănepoți. Spune la revedere fiului Viorel, cu soția Lia și fiica Ana Maria, cu familia ei. Fiicei Mariana, cu soțul Nelu Mateuț și copiii Sorin, Ovidiu cu familia, Linda cu fetița, Andy, James și Jennifer cu soțul Red. Fiul Ilie cu soția Susie și copiii, Cosmin cu familia, Remus cu soția și Joanna. Fiice Estera și soțul Nelu Mois și copiii, Dariu cu familia, Iosif cu soția, Jennifer, Andreea, Timotei, Maria cu familia, Mike, Joshua, Claudiu și Deborah. Fiul lui Beniamin cu soția Marinela și copiii, Rafael cu familia, Naomi cu familia și Anthony cu soția Tabitha. Fiicei Aurora cu soțul Florin Brișan și copiii, Rebecca cu soțul Josh, Andrew cu soția Angela și Amy. Și cele mai mici fiice, Marcela. Și-a rămas bun de la rudenile apropiate din România și din America, de la bisericile în care a slujit în timpul celor 50 de ani de slujire, de la prieteni și cunoscuți. Viața pe pământ a fost o luptă atât pe plan material, cât și pe plan spiritual, luptând în apărarea valorilor creștine și credinței pe care a primit-o de la Domnul Iisus și care a păstrat-o până în ziua când a fost chemat la odihnă. Rămânem în așteptarea zilei când trâmbița lui Dumnezeu va suna și cei din morminte vor învia nesupuși putrezirii și vom întâmpina pe Domnul ca să fim pentru eternitate în împărăția glorioasă a lui Dumnezeu. La revedere! Să continuăm slujire de îmbărbătare în această casă mortuară. Fanfara va lăuda pe Domnul, apoi în grup bărbătesc, după care voi avea un cuvânt concluziv, un scurt mesaj din Cuvântul lui Dumnezeu pentru această ocazie solemnă. Thank you.
ne vom uita câteva minute la versetul 12 din Psalmul 90, unde Moise ne spune felul următor. Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Amin. Scurta mea adresă către dumneavoastră se va intitula Rugăciunea care înțelepțește. Înainte însă de a rosti gândurile, le vor fi trei în totalitate, vreau să vă readuc aminte ce vă spuneam ieri seară. Fratele Nașu Tărău a fost un lucrător al Domnului, un păstor, un om în spatele căruia este un număr necunoscut de oameni care au învățat Evanghelia prin slujirea lui. Personal l-am cunoscut în anul 1969, biserica din cartierul Mănăștu, din Cluj, acolo unde, la vremea aceea, slujeam ca și lider de tineret, dirijor de orchestră, un tânăr care căutam să cunosc pe Domnul și să cresc în cunoașterea lui Dumnezeu. A fost unul din oamenii care m-au încurajat să lucrez, spunându-mi încă din vremea aceea că nu căutam să fiu un slujitor al Domnului în sensul pastorației pe care o fac în aceste zile. Mi-a zis, vei fi un om mare și influent în lucrarea lui Dumnezeu. Vremea aceea eram la liceul de muzică, căutam să mă perfecționez în muzică și nu mă gândeam deloc la a sluji Evanghelia în poziția în care o slujesc acum. Însă, dânsul a avut această viziune din partea Domnului, m-a încurajat prin ea și mulțumesc Domnului pentru harul acesta. Fratele Nașu Tărău însă a plecat acasă la Domnul, de aici încolo intră în moștenirea lui, în lucrarea pe care a făcut-o, în secerișul pe care l-a avut. Familia trebuie să se bucure de lucrul acesta, pentru că moștenirea pe care o lasă în urmă este o moștenire binecuvântată. În Psalmul 90, versetul 12, profetul Moise ne spune în rugăciunea prin care ne putem înțelepți cu privire la viața pământească trei mari adevăruri. Primul este tocmai adevărul despre viață. Și adevărul despre viață este acesta. Nu te gândi că vei trăi 70 de ani sau 80 de ani. Nu te gândi că vei trăi de 80 de ani, cum a trecut fratele Nașu Tărău. Adevărul este acesta. Învață-ne să ne numărăm bine ce anume. Zilele, nu ani. Niciunul nu avem garanția că vom număra ani. Și avem această poziție în Dumnezeu după ce am căzut în păcat. Zile. Zile. Învață-ne să ne numărăm bine zilele. Acestea este adevărul cu care trebuie să trăim pe pământ. Și știm că avem numai zile, ori poate clipe. Fiecare din noi trebuie să ne grăbim, să ne împăcăm cu Domnul. Să slujim pe Domnul cât se poate mai bine. Să umblăm cu bucurie înaintea Lui, în ascultare, în credincioșie, în lepădare de sine. Pentru că după zilele de aici, de pe pământ, urmează eternitatea cu Dumnezeu sau eternitatea cu cel rău, dacă n-am
umblat în calea Domnului, în cuvântul Sfintelor Scripturi. Prin urmare, primul lucru pe care trebuie să-l vedem într-o rugăciune care să ne înțelepțească este tocmai acesta. Adevărul despre noi înșine. Și adevărul este, viața pe pământ este una extrem de scurtă. Învață-ne să ne numărăm bine zilele. Al doilea mare adevăr pe care trebuie să-l învățăm este acesta. Când ne rugăm, întrebarea este, cui ne adresăm? Deci, adresa din rugăciune. Dacă vrei să înveți, către cine te îndrepți? Care este adresa întrebării tale, a rugăciunii tale? Dacă vei întreba pe un bețiv, îți va spune despre obiceiul lui, despre trăirea lui. Dacă vei întreba pe un hoț, îți va spune despre obiceiurile lui, despre trăirea lui. Dacă vei întreba pe un nesocotit, îți va spune planurile lui. Însă dacă vrei să înveți adevărul despre tine, despre viitorul tău și despre felul în care poți să-ți construiești acest viitor, trebuie să te adresezi lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu. Prin urmare, frați și surori, adevărul cu care ne rugăm este acesta. Timpul nostru este scurt. Dar adresa prin care ne putem înțelepți, de la care ne putem înțelepți, este către Domnul. Cere lui Dumnezeu să te înțelepțească. Cere lui Dumnezeu să-ți vorbească. Eu sunt convins că fratele Nașul tău, așa cum l-am cunoscut eu și cum vă spuneam ieri seară, ca un om al rugăciunii. Era un om care punea pasiune în rugăciune. Se ruga mereu Domnului, știind că numai depinzând de Domnul poți să faci ce trebuie în viață. Numai depinzând de Domnul în totalitate poți să ajungi unde este binecuvântare pentru eternitate. Numai depinzând de Domnul poți să influențezi pe alții să umple în adevărul acesta. Adevăr și adresă. Și apoi mai este încă un aspect în această rugăciune care înțelepțește. Este amănuntul. Uitați-vă de la ceea ce spune Moise. Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm ce? Nu spune o minte înțeleaptă. O inimă înțeleaptă. De ce spune Moise lucrul acesta? Pentru simplul adevăr că oamenii în totalitatea lor, indiferent cât de educați sunt sau indiferent de ce trib primitiv ar trăi, cu mintea înțeleg că undeva acolo sus este o putere supremă. Este cineva care coordonează universul acesta. Nu trebuie să fii cel mai mare filozof să te gândești oare cum merg lucrurile. Mintea precepe. Că dacă n-ar fi cineva deasupra care să controleze vremea, să controleze toate lucrurile, noi am pierit înainte de vreme. Problema noastră a tuturora, acesta este amănuntul, este inima. Este inima. Adică sentimentele. Profetul Ieremia, în capitolul 2, cu 33, spune tocmai acest mare adevăr. Cât de bine știi să-ți întocmești inima când este vorba să faci ce ți este plăcut ție, ce iubești. De ce ea?
pentru fiecare dintre noi care suntem aici. Grija cea mare nu este cât de mare educație intelectuală avem, ci cât de mult ne disciplinăm inima, sentimentele. Pentru că funcție de ce iubim, funcție de ce dorim, acolo ne orientăm acțiunile, acolo ne orientăm planurile vieții, acolo ne orientăm viața personală, acolo influențăm familia să meargă după noi, acolo ne orientăm destinul. Acest este marele amănunt care schimbă destinul etern al vieții. Putem să mulțumim Domnului astăzi, căci un om al lui Dumnezeu, un slujitor al Domnului, cum a fost fratele nașterea lui, a știut să iubească pe Domnul, a știut să-și coordoneze inima, să-L slujească pe Dumnezeu, să-și influențeze copiii, să stea lângă Dumnezeu. Nici un părinte care a înțeles acest adevăr despre care vă vorbesc, nu este împlinit și nu este bucuros până nu-și vede copiii mântuiți. Până nu-și vede urmașii influențați să meargă pe drumul mântuirii. Deci, dragii mei, în această zi, când suntem în casă de jale, unde ne putem înțelepți, unde putem privi la sfârșitul vieții noastre pământești și la intrarea în eternitate, întrebarea fundamentală este aceasta. Ce iubești? Ce te străduiești să iubești? Spre ce te îndrepți? Spre ce te îndreaptă inima, nu mintea? În Psalmul 14 și în Psalmul 53, versetele 1, până în 2 Psalmii, tocmai acest mare adevăr este. Nebunul, zice în inima lui, nu în minte, că în minte pricepe. Și ateistul pricepe în mintea lui. Că trebuie să fie ceva acolo deasupra, pentru că așa după cum este teoria aceasta darwinistă, prostească, că toate merg la întâmplare, nu este adevărat. Nebunul zice, în inima lui nu există Dumnezeu. Cu mintea pricepe, dar sentimentele vrea să-și le lege de ceea ce iubește, de ceea ce dorește. Vă încurajez în numele Domnului Iisus Hristos și pentru moștenirea vieții veșnice. Iubiți pe Domnul. Pentru că atunci când iubești pe Domnul, se împlinește cuvântul pe care Ieremia spune. Cât de bine știi să-ți întocmești căile când este vorba de ceea ce iubești. Atunci îți întocmești drumurile, umblarea spre Dumnezeu, spre slujirea Lui, spre respectul pentru semeni, spre umblare în adevăr, spre umblare în credincioșie cu Domnul. Mă rog, ca familia rămasă în urmă, familia lărgită-te rău, să învețe de la Tatăl lor acest mare adevăr. Tatăl nașu-te rău, a iubit pe Domnul. Eu așa-L cunosc ca pe un om care a iubit pe Domnul. Așa era și soția dânsului. Deseori îmi spunea, frate Gog, de-ați ști dumneavoastră cât mă bucur eu de Cuvântul lui Dumnezeu. Cât de mult descopere un Cuvântul lui Dumnezeu. Și ce mângâitor este acest adevăr. Să știi că acest Cuvânt al lui Dumnezeu te luminează, te inspiră, schimbă direcția vieții și te îndreaptă spre lucrurile eterne, unde Dumnezeu te așteaptă ca să moștenești împreună cu El. Moșteniți cu bucurie acest adevăr de la părinții voștri, pentru că mama a plecat mai înainte, acum a plecat tata. Trăiți în acest mare adevăr și în această binecuvântare. Numărați-vă bine zilele. Să nu vă gândiți că veți trăi cât tatăl vostru, pentru că acest adevăr nu-l cunoașteți.
Gândiți-vă la zi, gândiți-vă la clipe. Pentru că atunci când vine încheierea zilelor sau a clipei, să puteți să spuneți că așa a fost o parte. Cât despre mine, mi-am încheiat alergarea, mi-am isprăvit lupta și m-am luptat lupta cea bună a credinței. De acum știu cu siguranță că ceea ce mă așteaptă este cununa neprihănirii. Dumnezeu să vă dea cununa aceasta și să vă îmbrace în bucuria mântuirii Lui, pentru că la vremea hotărâtă de Domnul să vă puteți întâlni cu Tata, cu Mama și cu toți Sfinții care au mers înaintea noastră în Împărăția Eternă a Lui Dumnezeu. Puneți la inimă și să punem la inimă acest mare adevăr. Să ne mângâiem cu aceste cuvinte. Și Dumnezeul păcii, care prin Domnul Iisus Hristos ne-a chemat la viața eternă, să rămână mângâitorul vostru adevărat, călăuza voastră și a noastră a tuturor. Amin. Ne ridicăm în picioare ca să mulțumim Domnul pentru o viață sfântă trăită în frică de Domnul și să încredințăm în Domnul familia dărgită tărâtă. Să credințăm înaintea Domnului viața noastră, umblarea noastră cu Dumnezeu. Invit pe pastorul Dionisie Guia să vină aici la microfon ca să se roage Domnului să ne conducă în rugăciune. Ne plecăm capetele cu smerenie înaintea Domnului și fratele Dionisie se roagă Domnului. Tată care ești în cer, venim înaintea Ta în numele Domnului Iisus Hristos. Tu ai trimis pe Domnul Iisus Hristos în lumea noastră și noi zilele acestea am sărbătorit venirea Lui în lume și ne-a adus multă bucurie, ne-a adus multă fericire, fiindcă ne-a adus mântuirea, salvarea de la păcat. Fă, Doamne, ca în inimile noastre să se nască Iisus Hristos, care ne direcționează viața spre veșnicie, Doamne. Aici s-a vestit cuvântul Tău, Doamne. Fă, Doamne, ca acest cuvânt să ajungă în inimile noastre, să pătrundă în inimile noastre și să aducă multă roadă pentru împărăția Ta, Doamne. Dacă sunt suflete aici care sunt la răstruci de drumul, Doamne, pune-le în inimă să-și aleagă calea Ta, Doamne, să umble pe ea și să fie fericit veșnic, Doamne. Te rog pentru familia Tărău întregime, Doamne, să o mângâi Tu, Doamne. Tu poți atinge inima lor, Doamne, și să o mângâi. Pentru fratele Nașu, Doamne, El s-a dus la cele veșnice, ce-a semănat. Mi-adu de aminte, Doamne, când ani de zile în urmă vestea cuvântul și la noi în biserică și spunea cu tărie pe Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumim pentru înaintașii noștri. Îți mulțumim că a adus Evanghelia Ta, Doamne, și sunt mulți aici care au ascultat cuvântul, care l-ai vestit prin el. Fă, Doamne, ca cuvintele Tale vestite azi sau mai devreme sau mai în viața noastră să aducă roadă pentru împărăția. Îți mulțumim, Doamne, și știm că ești un Dumnezeu care mângâi, care întărește, care dai binecuvântare și binecuvântările Tale rămân veșnic. Îți mulțumim pentru toate și îți lăudăm numele Tată, Fiule și Duhul Sfânt, de acum și până în veci de veci. Amin. Ocupați locurile pentru un moment. În numele familiei Tărău, ca slujitor al Domnului, vreau să vă mulțumesc tuturor celor ce ați venit, ca să onorați cu prezența dumneavoastră memoria fratelui Nașu Tărău. Urmează să ne deplasăm la Coapă, unde vom avea un scurs serviciu cu necru. O vă așteptăm acolo și acolo vom comunica ceea ce urmează după acest serviciu funerar. De asemenea, permiteți-mi să vă reamintesc celor care sunteți membri Bisericii Emanuel și tuturor celor ce doriți unul acesta, ca să onorați și să încurajați cu prezența dumneavoastră
o familie întristată, familia Boguliță. La ora 4, cum aveam un serviciu memorial, Calvary Chapel, la 5605 East La Palma, în Anaheim. 5605 East La Palma, în Anaheim, unde fratele Cole Boguliță va avea un serviciu memorial și mâine de la ora 11 serviciu de mormântare propriu-zis. Am să invit acum pe directorul cu serviciile funerare din această zi să ne spună cum ne deplasăm. Cred că nu va trebui să folosim mașinile, vom merge pe jos, groapa fiind aproape, să mergem acolo, la groapă, să onorăm până la capăt memoria fratelui nașul tărău și să putem să fim o pricină de mântuire pentru aceste familii scurte. Să vorbuie cu Carlos. Thank you.
onto this card. Okay, ready? 1, 2, 3, lift. Proceed forward. Alright, stop and lower. So this time we're going to lift all the way till we get to the street, and then we're going to put it in park. You can always lift the car and move it. Probably a family member. You're right. Tim, try to slouch a little bit, because you're giving me a lot. Joe, where did you park? Over there, wait. But Tim's carrying the towel. I know, but you have the key to the car. This car? Where you want? I have my the key from the other car. You want to go? Give it a ride. You charge it there? Yes. Se numește locul de veci. Este un termen greșit, nu este locul de veci. Este un loc temporar pentru oșicine, mai ales pentru copiii tăi. Pentru că de aici vom învia glorios și am slujit pe Domnul ca să moștenim împărăția eternă a lui Dumnezeu împreună cu Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Ne vom ruga lui Dumnezeu și pentru momentul acesta, am să rog să pe fratele Florin Mihele să vină aici în față, să rostească numele Domnului peste noi, toți care suntem prezenți aici.
special peste familia tărău și apoi, după rugăciune, Pampara va cânta din nou spre gloria Domnului, iar pastorul, doctorul Dorin Druhora, va rosti un scurt mesaj pentru această ocazie solemnă. Venim înaintea Ta, Doamne, și chiar într-un moment ca acesta. Venim să-Ți mulțumim Ție, pentru că tot ceea ce faci Tu este perfect, Doamne. Și încrezători în lucrările Tale, venim să-Ți mulțumim. Suntem într-un loc nedorit. Suntem într-un moment nedorit de tristețe. Dar, Doamne, ne bucurăm că din locul acesta Vei face locul strigării Tale glorioase, în care toți cei ce au adormit în Tine vor ieși din morminte la glasul trâmbiței Tale și se vor înălța spre Tine în glorie și în slavă. Cu nădejdea aceasta, Doamne, Te rugăm să îmbărbătezi familia tărău. Amin, Doamne. Să le legi rănile, Doamne, să-i îmbărbătezi, să-i întărești și să-i ajuți în clipele acestea, Doamne, să gândească profund ce înseamnă viața. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău, în care ne-ai vorbit, Doamne, și ne-ai îndemnat să strângem cuvântul Tău în inimile noastre, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă și în vremea aceasta să ne numărăm bine zilele. Ajută familia tărău și ajută-ne pe noi toți, Doamne, să urmăm exemplul înaintașilor noștri, care au dovedit tărie în credință până la sfârșit, care au dovedit tărie în viața lor trăită pentru Tine și în slujirea lor. Rămâi în controlul vieților lor și în vieților noastre, Doamne, și Te rugăm frumos în continuare să rămâi cu noi, să binecuvântezi lucrarea în continuare, să binecuvântezi cuvântul Tău, să-L binecuvântezi pe fratele Dorin și să-I dai cuvinte prin Duhul, Doamne. Amin. Căci numai cuvintele prin Duhul pot aduce mângâiere, îmbărbătare, tărie în clipe ca acestea. Îți mulțumim că și în Tine avem îmbărbătarea, în Tine avem tăria, în Tine avem, Doamne, totul mângâierea. Și ne încredințăm harului și dragostei Tale, rugându-Te frumos din clipele acestea să iei controlul vieților noastre. Amin. Ca Mântuitor, ca Domn, ca Dumnezeu al nostru și ca Stăpân al vieților noastre. Și îți mulțumim frumos că Vei face mai mult decât îți cerem sau gândim noi. Că ne rugăm în numele scump al Domnului Iisus, care ne-a promis că tot ce vom cere de la Tine numele Lui, ni va fi dat. Îți mulțumim că ne-ai ascultat. Amin. Amin. Familia ocupă locurile de care dispune. Pampara cântă și apoi fratele păstor Dorin Druhora ne aduce cuvântul Domnului.
fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Deci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Iisus, și cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Amin. Am citit din 1 Tesaloniceni, capitolul 4, finalul capitolului. Întreaga epistolă are tema aceasta a venirii Domnului. Biserica din Tesalonic era foarte preocupată de acest subiect și Sfântul Apostol scrie și clarifică anumite lucruri. Iubită familie îndoliată, dragi frate și întreagă asistență, cuvintele noastre de final la această slujbă aici în cimitir, aici la groapă, dorim să subliniem două lucruri importante, și anume Sfântul Pavel spune că sunt două feluri de a te întrista. Există o întristare cu nădejde și există o întristare fără nădejde. Și scriind bisericii din Tesalonic, Sfântul Apostol spune: voi să fiți din aceia care, dacă vă întristați, sau chiar dacă vă întristați, să vă întristați cu nădejde, să vă întristați cu credință, să vă întristați știind ce are să se întâmple, să nu fiți ca ceilalți care nu știu, să nu fiți ca ceilalți care nu cred, să nu fiți ca ceilalți care n-au nădejde. Voi trebuie și la moarte, și în suferință, și la despărțirea de cei dragi să fiți altfel. Și atunci vine și spune, dacă noi credem ceva, și când vorbește de credință, subliniază trei mari adevăruri. Întâi spune, dacă noi credem, fraților, că Iisus Hristos a murit și a înviat. Asta e prima mărturie a credinței. În orice mărturisire de credință, asta stă la bază. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, care s-a născut, a venit în lumea noastră, dar care a murit și a înviat după Scripturi. Asta stă la baza credinței, la baza creștinismului, la baza oricărei mărturii. Asta trebuie să credem. Și spune Sfântul Pavel, dacă asta credem, atunci avem nădejde. A doua afirmație legată de credință. Ce mai trebuie să credem? Credem la fel cum a înviat Hristos, împreună cu Hristos. Și împreună cu Hristos vor veni aceia care au adormit. Va veni pastorul Ioan Tărău, vor veni slujitorii lui Dumnezeu, vor veni martirii, vor veni cei care sunt persecutați pentru credință și astăzi. Vor veni toți copiii lui Dumnezeu împreună cu Hristos. La prima înviere, El se va coborî, iar din morminte vor ieși cei din tâi rodul acesta de credincioși. Iar cei ce vor fi în viață, abia apoi vor fi schimbați. Dar în final, a treia observație, a treia subliniere pe care vreau să o aduc familiei și nouă tuturor, este că a crede că Iisus Hristos a murit și a înviat, a crede că împreună cu Hristos, și vă rog, rețineți acest foarte important detaliu, împreună cu Hristos,
vor veni și ceilalți. Vor învia cei adormiți. Vor fi transformați cei în viață și împreună cu Hristos vor veni la această înviere. Rețineți, vă rog, un ultim aspect pe care Sfântul Pavel îl spune și zice așa: de toate astea se va îngriji însuși Dumnezeu. Înseamnă că Dumnezeu Tatăl pune atât de mult accent pe cum vor fi aceste lucruri și personal se va implica și personal se va îngriji. Când a fost pe pământ, la trei persoane Domnul Iisus le-a vorbit: persoane adormite, persoane care au plecat din lumea aceasta, și i-a chemat pe nume și ei au venit din lumea cealaltă, au venit din lumea de dincolo, s-au întors. Dar acum spune însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel, ca să arate cât de puternic va fi strigătul acela. Și la strigătul lui vor răspunde toți cei adormiți. La strigătul lui va răspunde fratele nașul tărău. La strigătul lui vor răspunde toți cei ce au fost credincioși lui Dumnezeu și au adormit în Hristos. Dar dați-mi voie să spun, noi cei care suntem în viață, trebuie să răspundem la acest strigăt de astăzi. Evanghelia strigă și Evanghelia cheamă și Evanghelia arată că astăzi încă nu-i târziu. Dacă cineva nu s-a întors la Hristos, dacă cineva nu s-a împăcat cu Hristos, dacă cineva încă nu și-a predat viața lui Hristos, astăzi, dacă auzi strigătul lui Dumnezeu, astăzi, dacă auzi glasul Evangheliei, nu-ți împietri inima, deschide-ți inima și primește-L pe Hristos. Dacă vreun nepot, dacă vreun strănepot, dacă cineva din cei dragi, poate încă n-au făcut pasul acesta, vă asigur că este dorința, și a fost până în final dorința pastorului Ioan Tărău, nu doar să conducă pe alții la Hristos, ci mai ales pe ai Lui, pe cei dragi. Și ne rugăm și dorim, așa cât de frumos a spus astăzi aici, familia să rămână unită. Așa cum a fost Dumnealui un stâlp pentru familie și acum a plecat, știind sigur că voi ați fost pregătiți și acum voi rămâneți pentru timpul vostru, pentru generația voastră, stâlpi în casele voastre și în întreaga familie Tărău, cu toți cei dragi ai dumneavoastră. Exemplul acesta de slujire, exemplul acesta de iubire, exemplul acesta de unitate, să vă anime și să ne anime pe toți. Pentru că este de altfel rugăciunea Domnului nostru Iisus Hristos în noaptea care a fost vândut: Tată, mă rog ca toți să fie una. Ne ridicăm înaintea Domnului, vrem să încheiem cu rugăciune și vrem să vă încredințăm în brațul Domnului pe dumneavoastră toți, fiii și fiicele, nepoții și strănepoții, toți cei dragi ai fratelui Tărău, întreaga asistență. Și nu uitați, Iisus Hristos a murit și a înviat. Iisus Hristos se întoarce, dar nu se întoarce singur, se întoarce împreună cu cei ce au adormit. Și de toate acestea se îngrijește însuși Dumnezeu. Și la strigătul Lui va trebui să răspundem. Fie să răspundem astăzi la strigătul Evangheliei care ne cheamă la o viață de pocăință, la o viață de predare, la o viață de slujire, la o viață de ascultare, asemenea cum a fost pastorului Ioan Tărău. Sfinte Tată, venim în prezența Ta, stăm înaintea Ta și cu smerenie recunoaștem că viața aceasta este scurtă, dar viața nu se termină la mormânt. La mormânt se termină doar școala vieții, școala în care învățăm să numărăm zilele, școala în care învățăm să recunoaștem pe Iisus Hristos ca Domn, școala în care învățăm să-L primim pe El în inima noastră, școala în care învățăm să ne pocăim, să ne întoarcem și să ne predăm viața în mâna Ta. Fie ca toți de aici prezenți să fie buni ucenici în această școală și învață-ne, Doamne, să căpătăm o inimă înțeleaptă, o inimă care Te recunoaște, o inimă care Te ascultă, o inimă care Te slujește,
o inimă care te urmează, o inimă înțeleaptă, cum a fost cea a pastorului Ioan Tărău. Îți mulțumim pentru slujirea lui, îți mulțumim pentru exemplul lui, îți mulțumim pentru dragostea ta revărsată prin el. Și acum încredințăm familia întreagă în mâna ta, cerând mângâierea, cerând prezența ta, cerând vindecarea sufletească, cerând mai ales Duhul de unitate să rămână peste familia aceasta, să rămână peste biserica întreagă, să rămână peste toți cei care cunosc pe Domnul și ajută-ne să ne pregătim pentru venirea ta și la glasul tău să răspundem cu toți și să ne înfățișăm și să fim ascultători și supuși ție până la capăt. Îți mulțumim pentru slujbele care au fost ieri și astăzi. Îți mulțumim pentru prezența ta, pentru întreaga asistență. Îți mulțumim pentru dragostea și bunătatea cu care ne-ai însoțit. Glorificat și slăvit să fie numele tău, Tată, Fiule și Duhul Sfânt. Amin. Hai să încheie ultimul serviciu la care cel puțin trupul neînsuflețit al Tatălui nașul Tărău este prezent. Hai să încheie serviciul divin prin care am încercat să mângâiem familia lărgită Tărău. În numele lor vă mulțumim tuturor celor ce ați venit și la serviciu memorial și la acest serviciu funebru și ne rugăm Domnului în numele lor ca Dumnezeu să vă dea toată îndurarea și bunăvoința lor. Familia are o rugăminte și o invitație specială. Este o masă de consolare, așa se numește în tradiția noastră, bisericească, masă de consolare pentru memoria fratelui Nașu Tărău și pentru a mângâia și a consola familia rămasă în urmă. Este la Hometown Buffet. Adresa este 9635 Chapman Avenue. Este Chapmanul Gilbert în Garden Grove. Nu este departe de aici. So, 9635 Chapman Avenue. Este Chapmanul Gilbert. Familia vă așteaptă imediat. Ne așteaptă în acest loc. De asemenea, nu uitați a cei care dispuneți de timp și bună voință și vreți să mângâiați familiei Tărău mari, vă mulțumim tuturor și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Suntem așteptați și la masa de consolare, afară poate să cânte. Dacă doriți să rămâneți, puteți să rămâneți, dacă puteți să vă deplasați deja la Hometown Buffet, adresa pe care v-am spus-o, vă mai repet încă o dată, este Hometown Buffet 9635 pe Chapman Avenue, Chapman and Gilbert. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și să rămânem viețile și casele noastre în mântuirea Lui. Amin. Ladies and gentlemen, at this time we're going to conclude with a flower tribute. I'm going to invite the family members to come forward first. We're going to pick a flower from this beautiful arrangement, and as a final tribute, you will place it on top of the casket, and then the friends are invited also. And then after, we're going to witness the lowering of the casket. Those that wish to stay may do so with the family. If not, please join them at the reception at the hometown. And again, on behalf of the family, thank you very much for coming, and God bless. And thank you. At this time, if I can have the children please come forward at this time.
time we're going to do the lowering of the casket, if I can have all attention as we're going to lower right now. Thank you.